Progresul sunt zădărincite de astfel de declarații conjuncturiste și subversive din partea unor funcționari. Vreau să amintesc tuturor, noi suntem un popor care am trăit o tragedie cumplită acum 26 de ani. A fost război aici. Am pierdut vieți omenești, au rămas femei văduve, copii orfani și în consecință ne-a fost divizată țara. Iată de ce orice declarație care ne sfidează astăzi memoria colectivă și rațiunea de a fi ca stat suveran este fie nechipzuită, fie foarte cinică. Îi aducem la cunoștință domnului Fratine, precum și tuturor celor interesați de acest subiect, că pentru Republica Moldova retragerea trupelor de pe teritoriul țării este, a fost și va fi o prioritate, pe care sperăm să o sprijine și comunitatea internațională în continuare, inclusiv Federația Rusă. Respectiv, mizăm și o abordare mai prudentă și mai profesionistă din partea OSCE.